Suferința celor aflați în plin război a devenit hrană pentru cei dornici să facă vizualizări pe rețelele de socializare. Dincolo de imaginile care circulă pe tot internetul, războiul sângeros pare să aibă și o altă miză, potrivit colonelului în retragere Emil Șotropa. Suntem în plin război psihologic. De ce spun treaba asta? Am amintit de treaba cu primul teoretician Sunță, care a spus că niciun viitor cuceritor nu va dori să cucerească ruine și morți, vor dori bogății și sclavii, ceva într-un fel logic, dacă îți urmă așa. Înainte s-a procedat la spălare de creiere. Acum e o spălare de creiere colective. În momentul în care îi repeți unui tip că vezi că ești beat, chiar dacă săracul n-a băut, el la un moment dat începe să creadă și îl ia cu amețeală. Vedeți? Cam așa e și aici. În momentul în care dai niște imagini dintre astea, niște știri, acum se cheamă fake news, fake news, da. Vedeți și le văd niște oameni care sunt manevrați. Vedeți, la ora actuală am putea să spunem că, de fapt, lumea vorbește despre guvern mondial, despre masonerie, despre... Eu cred că e vorba despre altceva. Sunt domenii de activitate. În aceste domenii activează oameni de toate rasele, din toate sexe, aparținând tuturor ambelor sexe. Mai mult, fostul militar vorbește inclusiv despre folosirea armelor nucleare în cadrul acestui război. Cred că există vreun nebun astăzi, indiferent cine e sau cum îl cheamă în lume, care să încerce așa ceva, pentru că își condamnă soarta poporului, nației, cât o fie el de mare, la pieire. Arma acestui război este informația. Este un mare adevăr că informația, cine deține informația, deține puterea. Deci nu mai vorbim de arme care să producă sânge, ce spuneam mai înainte la începutul discuției. Este informația, dar problema e următoarea, care mi-o pun eu. Zic, eu dacă citesc un ziar, înseamnă că m-am informat, dar nu înseamnă că dețin informația. Informația a deținut-o sau a lansat-o pe piață cineva. Totodată, colonelul Emil Șotropa a atras atenția și asupra unei strategii pe care România ar trebui să o pregătească în caz de război.